Prieteni, cu voi este canalul Iepur Vlogs Mari Matei și astăzi o să vă prezint porumbei. După cum vedeți, le-am pus mâncare și ei au început să mănânce. Dacă auziți un urlat de câine, este câinele vecinii și urlă. Vă ajuca să dați like și să vă abonați și să distribuiți acest video pe orice rețea de socializare. Vedeți, aici avem două femele. Ele n-au pereche. Cea care începe să mănânce e cea mai bătrână. Și asta care vrea să zboare este din 2017. Cea care a zburat. Cum o să vă prezint? Ia uitați, avem femela neagră care a ieșit acum pe U. În legătură cu porumbei, fac concursul cu inelele, cu clemele. Cel care e cel mai activ la mine pe canal și îmi face promovări și dă like și postează comentarii, va primi 20 de cleme de porumbei, 10 roșii și 10 albastre. Deci mie trebuie să-mi spuneți decât localitatea, orașul sau unde stați voi și nu știu, le pun eu la poștă. Plătesc eu drumul poștei, dar voi decât trebuie să-mi spuneți localitatea unde stați. Vedeți, aici avem porumbei. Trebuie să am vină inelele, 10 inele de 2017, 2018, doamne, scuzați, nu 2017, 2018, trebuie să-mi vină inele. Deci, punem un pic de pauză și ne ucim și la iepuri. A revenit, uitați, iepuraica cu puișorii, foarte frumoși, iepurii. Uitați ce s-a subțiat. Au subt iepurașii acum. Ia uitați. Să mă joc un pic cu iepuraica ca să prinde mâna miros. Să o mângâi mai mult. Nu mai scot afară pentru că ea e cu minte. Având în vedere că sunt 8 puișori, după ce cam ai și nins, ea le-a crescut așa pe toți. Vedeți, aici sunt 8 bucăți. Fix acum ea a lăptat. Când am coborât de sus de la porumbei, ea deja ieșise din cuib, îi alăptase. Foarte bună mamă, toți au zis că nu o să fac nimica cu iepuraica asta, că nu e bună de nimica, dar ia uitați, iepuraica asta are potențial de mamă, instinct matern, tot. Aici avem iepuraica uriaș, acolo are apă, acum trebuie să iau din asta, să-i pun mâncare. O să apuc eu să o să și filmesc un timp. Nu prea pot, dar încerc. Nu pot. Punem un pic de pauză. Am revenit. Și în pauza o să mai venim pe ăsta, cum să la focale mai mult. Vedeți, cumpărat, o curge. Punem un pic de pauză. Am pus și la iepuroi. Iepuroi, văd că-și varsă apa mereu. Ia uitați cum trage cu dinții de aia. Trebuie să le pun acum fân.
Deci, vrem un pic de pauză și eu ce și la iepurașul cel mic. A revenit, uitați și iepurașul, văd că a dat asta de la apă. Acum i-am pus și lui mâncare. Vedeți, trebuie să-i pun apă, i-am făcut și lui curat. Văd că e o femeluță cu o creștere bună, nu s-a îmbolnăvit. Seamănă cu taică, suna prin nimica de la maica sa. Nimic, nimic. Deci cam atât a fost cu episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu. Pa, pa!